Bună ziua, bine v-am găsit. Eu sunt cu Central and Eastern European Online Library de mai bine de 7 ani de zile. Am trecut, să spunem, de la partea de reprezentant regional la partea de comunicare și acum m-am întors. Sunt cam pe toate planurile. Ideea este în felul următor, că această companie a pornit de la două persoane care au fost strâns legate de centrul și estul Europei prin târgul de carte de la Frankfurt, unde se adunau și se adună în continuare mințile luminate care discută lucruri legate de carte, atât la nivel academic, cât și, să spunem așa, la nivel comercial. Aceste două persoane au pus bazele acestei biblioteci online și, să spunem așa, ca un plus, ceea ce au ținut să respecte a fost caracterul limbii. Da? Chiar dacă tentația și solicitările internaționale sunt de a publica în limba engleză, dat fiind faptul că suntem pe științe sociale și umaniste și arte, este destul de greu, să spunem, în a impune acest caracter tuturor publicațiilor. Astfel, pot să spun că din cele 2580 de publicații, noi acoperim 30 de limbi ale regiunii. Într-adevăr, solicitările sunt titlul, cuvinte cheie, abstract în limba engleză, pentru că avem peste 130 de biblioteci internaționale abonate la COL și aceste metadate sunt incluse în catalogele bibliotecilor, iar, bineînțeles, căutarea se face după cuvinte cheie și ele sunt în strânsă relație cu titlul, cuvintele cheie și abstractul fiecărui articol. Ce voiam, că am scris foarte multe lucruri din aceste zile de comunicări, sunt și în strânsă legătură cu COL, dar sper cu ajutorul dumneavoastră și prin comunicare aș dori în primul rând să prezint acest, să spunem, această metodă de colaborare care, spre exemplu, față de alte platforme care oferă conținut și care se direcționează către cercetare și documentare, noi venim cu cercetare, documentare și diseminare. Spre exemplu, printr-un abonament la COL, pe lângă partea care se oferă studenților, masteranților, doctoranților, cercetătorilor să se documenteze și să cerceteze, există această ofertă pentru editurile universitare de a-și indexa conținutul, revista academică sau carte în format electronic, în baza noastră de date pentru ca noi să o putem disemina mai departe. Pentru instituțiile care nu sunt abonate și pentru editurile care doresc să participe și doresc să-și indexeze conținutul în COL, începând cu 2019, din cauza costurilor extrem de mari pe care tot suportul, toată arhitectura IT o solicită, există o taxă de participare modică la care noi ne-am gândit pentru ca o publicație să o suporte anual. Dacă este publicație periodică sau dacă este carte în format electronic. Există această posibilitate, da, cercetare și documentare în același timp și diseminare. Acum, pentru știința deschisă și pentru efortul extraordinar pe care dumneavoastră în calitate de bibliotecar îl faceți și toate lucrurile care sunt în spatele dumneavoastră, orice efort și tot ce s-a discutat până acum, orice efort pe care dumneavoastră, și aici o să trec de la COL, la bibliotecile instituționale, tot efortul pe care îl faceți în depozite instituționale, deschiderea accesului la documentare, este foarte binevenit. Mai rămâne un pas și este acela de a interconecta toate aceste baze de date, toate aceste depozite, astfel încât ele să poată fi accesibile. Aici am să fac iarăși paralela cu COL, deoarece
În vest, spre exemplu, în America, SEOL nu intră nimeni pe www.sol.com. Metadatele noastre sunt prin primul Alma EBSCO Discovery Services accesibile și există o singură interfață cu un singur motor de căutare care își efectuează tot acest parcurs de cercetare documentare în metadate. Și rezultatele sunt anexate la SEOL, la Springer, la Wiley și cititorul ajunge prin căutarea acestor metadate la informația dorită. Deci, pe lângă primul pas pe care îl faceți este acela de a crea depozitele instituționale, următorul ar fi oferirea unui motor de căutare integral, deoarece și cititorul are aici timpul lui și presiunea cercetării. Nu o să insist foarte mult, vreau doar încă o dată să vă felicit pentru efortul extraordinar. Câteva cuvinte despre procedura noastră de evaluare. În ceea ce ține de evaluarea conținutului, noi avem reprezentanți în România, deci pentru România, Republica Moldova, Polonia, Bulgaria, Bosnia-Herzegovina, Cehia, astfel încât în momentul în care intrăm în contact cu o propunere de indexare, noi putem să comunicăm ori cu alți reprezentanți care deja au publicațiile în SEOL sau cu instituțiile partenere abonate, astfel încât noi să identificăm dacă este un predatory journal, dacă este o conferință care a adus prejudicii comunității academice și astfel nouă ne este mult mai ușor prin această comunicare personală, pentru că aici este un lucru pe care aș dori să-l punctez, este o comunicare personală cu cei care propun spre indexare și cu evaluatorii. Deci și din punctul ăsta de vedere, iarăși am reușit să creăm o comunitate, nu mai vorbesc de numărul de autori care sunt din regiune și care sunt indexați în baza noastră de date. Țările am văzut că au făcut și ele eforturi și au înțeles importanța acestei resurse. Au integrat-o în politicile naționale, ceea ce, iarăși, pe această cale țin să mulțumesc celor care s-au gândit la acest demers. Și dacă este nevoie vreodată să comunicăm, eu sunt Iulian Țanea, sunt reprezentant SEOL. Putem să discutăm atât pe partea de acces la resurse, cât și pe partea de indexare. Vă mulțumesc foarte mult pentru participare, vă mulțumesc pentru invitație și sper la o colaborare cât mai bună cu dumneavoastră. Vă mulțumesc mult! Da. Abonarea la resursele dumneavoastră, dacă se va face pentru un consorț întreg de biblioteci, da, în care sunt 20 de, va fi mai ieftin decât fiecare bibliotecă în parte separat va face contract? Da, rămâne să discutăm acest lucru. În primul rând, eu am luat legătura cu doamna Reila. Am început să discutăm pe această parte. Accesul se face pe baza numărului de utilizatori activi din instituție, așa cum sunteți obișnuiți. Se poate face o ofertă. Noi pe regiune colaborăm cu Enformation din România, care oferă și această posibilitate de acces de la distanță, adică acces de acasă pentru utilizatorii care ar veni din instituție. Am propus o perioadă de acces, o vom stabili, încă nu s-a stabilit, dar o perioadă de testare pentru instituțiile din consorțiu și de aici se va face și o ofertă, ori împreună cu acces de acasă sau fără, în funcție de nevoile instituționale. Și editorii noștri întreabă dacă revistele pot fi înregistrate, adică... Da, noi vom ține deschis acest aspect și vom oferi suport începând de la standardele minimale care trebuie, adică toată această integrare în catalogele bibliotecilor este extrem de importantă. Și, iarăși, metadatele sunt pe primul loc, au întreaga noastră atenție. Da? Cu drag. Da, mulțumesc frumos!